Tribunalul Maramureș a făcut public raportul de activitate pe prima jumătate a anului în curs, conducerea instituției oferind opiniei publice și datele înregistrate în același interval al anului trecut. Potrivit statisticii, 2017 pare să fi fost un an încărcat pentru magistrații maramureșeni. Anul acesta pe masa lor au ajuns peste 16.500 de noi dosare, în timp ce anul trecut au fost mai puțin de 14.000. Lor li s-au adăugat și cele mai bine de 14.000 de dosare care au rămas din anii anteriori. În 2017, 2016, în stocul anterior au fost mai puțin de 14.000 de dosare. Statistica se referă atât la cauze civile cât și la cele penale. Conform acesteia, magistrații au dat o soluție în mai bine de 16.000 de cazuri anul acesta, în timp ce în 2016 au fost mai puțin de 14.500 de situații. De asemenea, au fost suspendate aproape 1.300 de dosare, cu circa 100 mai puțin comparativ cu 2016.